PSD e pregătit să-și asume guvernarea pentru a scoate România din prăpastia în care se îndreaptă cu o criză medicală, economică, socială și educațională. Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă a transmis cu această ocazie un mesaj pe pagina sa de socializare în care îi transmite actualului guvern că este timpul să lase românii în pace și să plece acasă. PSD a depus moțiune imediat ce planul CCR a decis în unanimitate că a fost conflict de constituționalitate la moțiunea USR+. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare cu privire la această situație. PSD s-a ținut de cuvânt și a depus propria moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului Câțu. Ultimele săptămâni au arătat că rămânerea actualei coaliții PNL-USR plus UDMR la conducerea țării creează mai multă instabilitate politică, economică și socială, decât poate crea organizarea alegerilor anticipate. Ajunge cu experimentele asupra românilor, facturi uriașe la gaze și curent, venituri înghețate, școli închise, spitale pline, pacienți fără acces la tratament, campanie de vaccinare în colaps, sărăcirea românilor prin scăderea nivelului de trai. Promisiunile deșarte ale guvernului Câțu cu majorarea salariului minim și creșterea pensiilor sunt ultimele zvâgniri ale guvernului muribund, care și-a pierdut orice fel de credibilitate în fața românilor. La revedere, Câțu, e timpul să lași românii în pace și să plece acasă. Ajunge cu minciuna, incompetența și ipocrizia. După trecerea moțiunii, singura variantă susținută de PSD este cea a alegerilor anticipate.